Salutare dragilor și bine ați revenit la un nou tutorial pe canalul Cercului de Film TV. Astăzi, după cum ați văzut și în titlu, o să vorbim într-o comparație simplă despre cele trei platforme educaționale cunoscute la noi, ASQ, Google Classroom și One Education. Nu o să fie un tutorial de folosire a acestor platforme, deoarece există deja despre Google Classroom și ASQ, există o serie întreagă de tutoriale, iar pe One Education am făcut eu o serie de 3 tutoriale, deci sunteți acoperiți dacă căutați pe Google, găsiți aceste tutoriale și în limba română și nu este cazul să trească să mai fac eu acum un tutorial despre fiecare platformă și cum se folosește. Acest tutorial are ca scop de a vă ajuta să vă decideți care dintre platforme este cea mai potrivită pentru voi, ca apoi să urmați tutorialele specifice ale platformei respective. Și o să încep cu ASQ. ASQ, după cum ați văzut, este o platformă educațională gratuită. Toate cele trei sunt platforme educaționale gratuite. Dacă intrați în aplicație, ASQ vă oferă o interfață relativ simplă, cu profil, unde vă actualizați profilul, vă modificați profilul și așa mai departe, cu teme pe care le-ați creat sau le-ați atribuit elevilor, clasele dumneavoastră și materii. Vă alegeți, de exemplu, o materie, vă alegeți o clasă, numere naturale și aici puteți adăuga, de exemplu, o lecție sau un capitol dacă sunteți la clasa cu tare sau o lecție. Avantajele acestei platforme vă oferă o interfață destul de logică și destul de simplă de folosit. Simplitatea platformei în sine aduce și un dezavantaj. Dacă introduc aici un titlu de lecție și un număr de ordine, dau salvează, o să intru pe această lecție și adaug un material. La materialul pe care îl adaug, de exemplu, dacă vreau să adaug un video, această platformă nu mă oferă decât introducerea unei adrese de YouTube. Deci nu o să pot să introduc video de pe alte platforme, cum ar fi Vimeo, Facebook și așa mai departe. De asemenea, dacă vreau să adaug un alt material de tip exercițiu, test, acestea sunt foarte simple. Gen o întrebare și un răspuns, trebuie să completez eu cu un răspuns corect sau să bifez un răspuns corect. Acestea sunt tipurile de exerciții care apar pe această platformă. Deci nu pot să adaug alte tipuri de exerciții sau să fac exerciții complexe de diverse niveluri. Așadar, această platformă se pretează în mod special celor care vor să trimită un test grilă, un exercițiu simplu, unui număr de elevi, vor să verifice dacă elevii știu anumite noțiuni. Se pretează prin simplitatea sa, repet, la lecții simple, la exerciții simple, de făcut rapid, de trimis rapid, de parcurs rapid de către elevi și a avea un rezultat relativ rapid. Acestea ar fi avantajele și dezavantajele platformei ASQ. Consider că se pretează mai ales pentru zona de gimnaziu și liceu. Nu cred că elevii de clase primare ar fi foarte bucuroși să primească teme pe această platformă. Dacă voi aveți alte experiențe, sugestii, vă rog să le adăugați în secțiunea de comentarii. Și de asemenea vreau să vă abonați pentru cursuri și tutoriale noi. Următoarea platformă pe care o să o discutăm în cele ce urmează este Google Classroom. Pentru ca să vă logați în Google Classroom și dumneavoastră și toți elevii trebuie să aibă cont de Google. Deci nu există că puteți să vă deschideți cont cu adrese de e-mail sau că puteți genera voi un anumit cont și să-l trimiteți elevilor și elevii să se poată loga. Nu, deci toată lumea trebuie să aibă cont de Google. Fără cont de Google nu vă puteți loga. De aici creați, vă înscrieți într-un curs sau creați un curs. După ce v-ați creat un curs, cursul funcționează exact ca un fel de timeline pe Facebook. Exact ca un flux de pe Facebook. Deci voi aveți un link, aveți o poză, aveți un text pe care vreți să-l trimiteți cursanților, îl scrieți aici și dați postați, adăugați, puteți să adăugați diverse fișiere, link, Google și așa mai departe și dau postați. Și atunci ei vor parcurge acest timeline exact ca atunci când ei vă urmăresc pe Facebook într-un flux. Avantajul acestui tip de organizare este că puteți să lucrați aproape în timp real. Elevii și, mă rog, studenții sunt familiarizați cu acest tip de informații și de fluxuri de informații, așa că parcurgerea materialului este relativ ușoară. De asemenea, puteți să adăugați și să creați de aici teme, întrebări, materiale pe care să le postați ulterior în flux. Deci oferă și posibilitatea să construiți diverse teme sau exerciții sau lecții, iarăși într-o manieră relativ simplistă, apropiată stilului ASQ.
acest Google Classroom oferă în plus fluxul de informații, modul de interacționare în timp real, însă problema cu acest flux de informații este că el necesită abilități digitale, da? Deci competențe digitale din punctul de vedere al elevului și al profesorului puțin mai dezvoltate decât la ASQ. Necesită aceste competențe digitale și competențe de comunicare, iarăși mai dezvoltate. Să scrie niște mesaje coerente, să vorbească prin mesaje coerente. Necesită competențe și de comunicare mai dezvoltate față de ciclu primar. Așadar, recomand această platformă, în special studenților, elevilor de liceu, chiar și clasele 7-a și 8-a, unde elevii au competențe digitale destul de dezvoltate. Și iarăși un dezavantaj important al acestei platforme reprezintă faptul că nu îmi dă posibilitatea să construiesc lecții extrem de complexe, dinamice și interesante. Vom vorbi în cele ce urmează despre Wand Education. Wand Education este o platformă, așa cum am discutat în tutoriale și pe care o să le regăsiți în descrierea acestui videoclip. Wand Education oferă o organizare foarte bună a lecțiilor și modul de construire a unei clase și a unei lecții, astfel încât dumneavoastră să puteți să puneți o grămadă de tipuri de materiale, poze, teste, grilă, videoclipuri și așa mai departe, înregistrări de sunet, teste de înregistrare de sunet, o grămadă întreagă de exerciții. Puteți face aici inclusiv lecții de educație fizică, inclusiv lecții de limbi străine, tot felul de materiale și de exerciții se aplică practic la toate tipurile de profesori, la toate nivelurile și la toate clasele de nivel preuniversitar sau universitar. De aceea, Wand Education, în opinia mea, este cea mai complexă platformă și oferă posibilități pentru toată lumea și astfel nimeni nu rămâne pe din afară. Un dezavantaj pe care îl are platforma Wand Education este acela că familiarizarea cu interfața și cu modul de lucru pe această platformă necesită un pic mai mult efort. Aveți tutoriale care în total durează 30 de minute și cu acele tutoriale sunt sigur că o să reușiți să vă familiarizați cu interfața. Deci necesită un pic mai mare efortul de a vă familiariza cu interfața și cu modul de lucru, pentru că este o platformă puțin mai complexă. Însă avantajele sunt enorme, iar modul de a lucra cu platforma după ce vă obișnuiți este unul mult mai dinamic și mai interesant. Sper să găsiți platforma care se potrivește cel mai mult stilului dumneavoastră de lucru. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă rog să distribuiți mai departe acest clip pentru a ajuta cât mai mulți profesori și cât mai mulți elevi. Și dacă aveți sugestii și întrebări, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru notificări. O zi frumoasă și multă sănătate!